Deci cine este Isus pentru tine? Isus Hristos este cel mai important personaj din întreaga istorie umană. Viața lui a adus un impact istoriei într-un mod în care nu a mai făcut-o nimeni altcineva care a trăit. Chiar și timpul este împărțit în ere, înainte de Hristos și după Hristos. Deci de ce este important ca tu să știi și să înțelegi cine este Isus pentru tine? Ca să înțelegi importanța lui Isus, trebuie să te uiți la începuturi, începuturile timpului. Când Dumnezeu a creat omenirea, a făcut-o cu intenția ca bărbatul și femeia să se bucure de o relație apropiată cu El. El a pregătit totul pentru ca primii oameni să poată trăi și prospera în lumea lor, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Omul și Dumnezeu au trăit în armonie și părtășie perfectă. Dar omul a hotărât să rupă acea relație și să fie neascultător lui Dumnezeu. Și datorită faptului că omul a ales să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost infectat de cancer. Acest cancer se numește păcat. Dumnezeu este sfânt, fără păcat, fără nicio pată. Dumnezeu nu putea să trăiască cu omul în păcatul lui. A trebuit să existe o plată, o jertfă făcută pentru păcatul omului. Trebuia să fie o jertfă sfântă, perfectă. Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului nu puteau să fie compatibile fără această jertfă. Singurul mod prin care omul și Dumnezeu puteau să aibă o relație din nou era ca păcatul omului să fie plătit. Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a devenit acea plată. El a venit pe pământ și a trăit o viață perfectă, fără păcat, la fel ca Tatăl Său. Apoi și-a dat viața ca și jertfă pentru păcat, nevinovatul plătind păcatul celui vinovat. El a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Acesta este adevărul pe care trebuie să-l înțelegi astăzi. Păcatul tău și păcatul meu ne despart de relația pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu noi. Dar Iisus aduce o veste bună. Jertfa lui a împlinit pedeapsa pe care Dumnezeu trebuia să o aducă în viața noastră. El a murit ca să restabilească relația noastră cu Dumnezeu. Apoi, după ce a fost în mormânt timp de 3 zile, El a înviat din morți, demonstrând odată pentru totdeauna că este cu adevărat Dumnezeu. Deci cine este Iisus pentru tine? El este jertfa pentru păcatul tău. El este calea prin care tu poți să ai o relație cu Dumnezeu. El este ocazia prin care tu să ai viața veșnică. Biblia spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum este valabil lucrul acesta în viața ta? Biblia spune că dacă vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, poți să ai viața veșnică. Poți să te încrezi în jertfa lui Iisus Hristos ca să ai păcatele plătite. Vrei să faci lucrul acesta astăzi? Vă mulțumesc că ne-ați vizionat. Dumnezeu să vă binecuvinteze!